Vă rog să ocupați locurile. Iubiții mei, pentru mine este a 16-a predică luna aceasta și aș renunța bucuros și v-aș da microfonul la oricare să predicați în locul meu. Credeți-mă. Este a treia oară când vă rog frumos să nu mai vorbim. A patra oară voi urca în mașină și voi pleca acasă. Vă rog eu frumos să mă lăsați să-mi fac treaba. Vă mulțumesc. Pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. Nu o să fac concurență cu nimeni în seara asta, o să cedez microfonul la oricine, sunt bucuros să renunț la predică. Însă între noi aici sunt prieteni care au nevoie să audă glasul lui Dumnezeu. Dacă fiecare părinte se ridică și merge și își ia copilul sau stă cu copilul lui care face gălăgie, cred că se rezolvă marea problemă. Pentru toți cei care mă irită, am o vorbă să vă spun încă. Gura mică. Haide, domne, că mă grăbeam. Vă rog eu frumos, trebuie să apelăm la relații, ce mai mă? Pentru toți cei care mă irită, am o vorbă să vă spun încă. Gura mică. La 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 la